Bună seara tuturor, sunt Gelu Brebenel, ca în fiecare joi. Sunteți invitații mei la emisiunea dumneavoastră preferată, Giurgiu, înainte de toate, joi, 18 iunie 2015. Titlul emisiunii noastre, succesul și insuccesul școlar. Dați-mi voie să vă prezint invitații. Doamna Monica Lăceanu, psiholog, bine ați revenit în platoul nostru. Bine v-am găsit. Un colaborator foarte apropiat al nostru. Noi vă primim cu mare plăcere și vă așteptăm oricând cu plăcere. Domnul Mugur Burcescu, profesor la Colegiul Național Ion Maiorescu. Bună seara. La fel, un apropiat colaborator. De altfel, noi am mai realizat câteva emisiuni în acest format. Desigur, de fiecare dată fiind vorba despre ceva legat de învățământ, ceva legat de psihologia noastră și mai ales a adolescenților, a elevilor. Bun, titlul emisiunii, succesul și insuccesul școlar. Discutăm pe tema învățământului românesc. Pentru început vă vom prezenta statistici despre abandonul școlar. Una peste alta avem locul 3 în Europa, după Spania și Portugalia. Mai discutăm despre angajamentele Uniunii Europene privind scăderea abandonului școlar. 12,8% este procentul la nivel european. Uniunea Europeană s-a angajat să scadă la 10% până în anul 2020 abandonul școlar. Iar românașii noștri s-au angajat la un 11,3% tot până în 2020, condițiile în care la ora actuală avem 17,5%. Pentru că unii elevi ies din învățământ și apoi revin, statistica oficială, mai rotundă așa, este că 2 din 10 elevi părăsesc școala. Bun, 274.000 de minori nu mai frecventează cursurile, asta este altă statistică. Vom discuta în această ediție emisiunii noastre despre ce cauzează abandonul școlar și despre ce trebuie să facem până la urmă. Noi ca televiziune, dumneavoastră ca profesor, dumneavoastră ca psihologi, noi ca cetățeni, ca prin atitudinea noastră civică, tot pornește și din familie și din mediul școlar și așa mai departe. N-avem ce să discutăm. Vreau să le spun telespectatorilor că ne pot trimite SMS-uri pe tema emisiunii noastre, la fel de bine ne pot telefona ca să intre în direct cu noi. Dar numai pe tema emisiunii nu discutăm despre fotbal în seara asta, mai ales că s-a terminat campionatele toate s-au terminat. Deci toate acestea le discutăm cu cei doi invitații ai noștri, colaboratori apropiați, cum spuneam. Dar ca să încep emisiunea, îi spuneam lui Mugur Burcescu că am să încep emisiunea într-un mod paradoxal și am să-i pun o întrebare paradoxală, îl privește pentru că ține de literatură. O să vedeți că pe parcursul emisiunii încerc să fac și legătura. Pe mine m-a șocat o chestiune astăzi. Trebuie să o pasez și eu cuiva. Mugur Burcescu, cum îl chema pe calul lui Ștefan cel Mare? Ai idee? Calul lui Ștefan cel Mare? Da, nu e vorba de calul lui Alexandru Macedon și așa mai departe, da? Nu. Ia să te văd. Nu. Să face referire în... Discutăm despre calul lui... Uite, facem o chestiune, un semn... Culmei că am știu, dacă îmi zici prima literă, s-ar putea să... O să rog din regie să pună sus acolo întrebarea emisiunii. Cum îl cheamă pe calul lui Ștefan cel Mare? Zim prima literă. Nu știu, că... Acum, scuze-mă, Ștefan cel Mare a domnit vreo 40 de ani, îți dai seama exact că n-a avut. Exact, câți cai a avut, nu? Da. Hai să spun de ce pun întrebarea asta și o să facem legătura și cu învățământul. O doamnă din Timișoara, da, venită după Bangladesh, după 7 ani de stat la Timișoara, s-a dus să-și, la un examen să-și dobândească cetățenia română. A picat la examen pentru că a întrebat-o cum îl cheamă pe calul Ștefan cel Mare. Cam așa se întâmplă și pe la noi de multe ori până învățământ, când elevii noștri se duc pe la examene și li se pun așa niște întrebări care sunt prea dure pentru, sau care n-au nicio legătură cu ce se întâmplă în programa școlară. Tu poți să-mi confirm sau să-mi inconfirm chestiunea asta. De asta cu calul Ștefan cel Mare e tare. Da, bine. Acum ce să-ți spun... Așteptăm un SMS-ul de la telespectator. Dăm un premiu, nici n-am pregătit un premiu. Eu personal mă ocup de chestia asta. Dar fără, deci acum să fie pe cinstit. Păi mie îmi dai premiu, că eu mi-aduc aminte. Că eu am știut când deci eu până la suce emisiune știu că mi-aduc aminte. Deci m-am uitat pe internet și se făcea referire la doi caia lui Ștefan cel Mare. Fișa Catalan aia, se numea unul. Fișa aia am ți-am stricat? Catalan se numea unul din nu mai știu, fișa am uitat-o la mine în birou. Uite, George, poate vrea să dea o fugă la mine pe birou. Eu așa țin minte că unul se numea Catalan. Până nu aflu, da, nu te premiez. Nu confirm nicio. Bun, pe parcursul emisiunii am pregătit și o melodie istorică despre capul lui Mihai Viteazu. O melodie tare, mie îmi place foarte mult. O să o difuzăm la asta ca să facem legătura cu calul lui Ștefan cel Mare, să rămânem tot în domeniul istoric. Aveam eu o restanță cu melodia asta, de regulă la emisiunile mele mai veneau elevi și mai cântau, mai ales pe eleve.
de la școala de muzică, de la școala de canto, pentru că am fost eu puțin neglijent așa și n-am invitat pe nimeni, o să vă pun eu o melodie care să vă placă. Bun. Cum ziceai că îl cheamă? Catalan. Catalan. Mai le spun o dată telespectatorilor noștri că ne pot trimite SMS-uri și ne pot suna să discutăm în direct pe tema emisiunii, succesul și insuccesul școlar. Iar dacă cineva știe acum pe cinstite cum îl chema pe Carlu Ștefan cel Mare, fără să uite pe internet, așteptăm și noi câteva SMS-uri. Deja am primit un SMS. Bună seara, o echipă bună aveți la emisiunea aceasta. Sper să-i mai deșteptați pe unii, zice doamna Adriana C. Sperăm și noi să ne deșteptăm cu toții și de-aia și facem emisiuni, să mai deșteptăm pe careva. Mă bucur să mai vedem și emisiuni de educație, că de cele cu politicieni suntem sătui. Succes, Marian Damian, ne scrie. George, ai venit cu fișele? Ia să vedem, te rog frumos, te rog. Notase-mi eu pe aici, pe undeva. Catalan, ai un premiu. Da, mai am un nume de car. Până eu cred că a avut mulți cai, că știi, cai se mai schimbă așa. Se schimbau atunci demnitarii, probabil cum schimbă și ai noștri acum mașinile, nu? Exact. Una peste alta, să discutăm puțin despre mașina președintelui. Toată lumea face scandal că și-a luat un Mercedes. Ce trebuia să-și ia? Logan sau ce? Președintele țării. Adică e mașina oficială? O limuzină, mașina oficială. Păi și n-am înțeles. O limuzină, un Mercedes. Nu, ea președinției. Deci, supărată lumea că și-a luat Mercedes. Da. Bine. Când n-ai motive, găsești. Da, avem și un telefon în direct. Hai că nici n-am ne-am apucat să discutăm prea bine. Bună seara! Bună seara! Puțin mai tare dacă sunteți amabil sau din regie. Bună puțin. Seara! Vă auzim cu greu. Mulțumim pentru telefon, vă ascultăm. Semozograful Mircea Alexandru. Tot respectul, maestre. Dar sigur că Ștefan cel Mare a avut mulți cai și multe săbii. Așa? La câte lupte a dus. Și multe iubite, să știe, să știe. Sabie la muzeul din Istanbul și conform literaturii române, Vesta pus de soare, păcalul Ștefan cel Mare, ultimul dintre ei, îl chema Voitiș. Așa este, da. Unul catalan și unul Voitiș, da. Un profesor de tale al lui Mugur, pe care eu respect, nu știe chestia asta. Bună seara. Nu. Bună seara. Stați puțin așa, chiar dacă ați ieșit, vă taxez eu puțin. Deci Mugur a știut de catalan, dumneavoastră de voi, faceți echipă bună deja. Mulțumim pentru telefon. Haideți să trecem la ale noastre, discutăm despre abandonul școlar. Am câteva date aici, doamna Monica, cu dumneavoastră vreau să încep. Unele dintre motivele abandonului școlar la ora actuală, așa surprinse de cei care se ocupă de sociologi, familia, în primul rând, dificultățile de învățare. Despre asta vreau să discut cu dumneavoastră, despre abandonul școlar și despre motivul care se cheamă familia. Evident că trebuie să analizăm și mai cu seamă să încercăm să îndreptăm cauzele care determină părăsirea timpurie a școlii. Statisticile și tot ceea ce ne oferă sociologii nu ne ajută foarte mult, decât că ne face să aflăm anumite lucruri, însă mai departe trebuie găsit și identificat soluții care să prevină fenomenul care se numește abandonul școlar. Unul dintre primele discutăm noi despre familia ca mediu, da. Una dintre principalele cauze ar fi mediul familial. Și dacă vreți, în cadrul mediului familial sunt o grămadă de alte cauze. Pe de o parte, nivelul veniturilor, pe de altă parte, nivelul educației în familiei. Sunt o grămadă de alte cauze mai mici care se constituie într-o cauză a abandonului școlar timpuriu. În astfel de situații sunt foarte multe cauze care ar trebui corectate și ar trebui intervenit la nivel de programe naționale. Dacă vorbim de nivelul de trai, sunt posibilității prin care familia poate fi ajutată, stimulată sau chiar obligată, să zic așa, între ghilimele,
să nu mai permită abandonul școlar al copiilor. Da, și este chiar rând... amendă de 1000 de lei dacă părinții lasă copiii, de fapt nu îi lasă. Face în asemenea fel încât să le permite să nu meargă la școală sau muncă. Da, este în, și în școală, o, o altă sancțiune pecuniară, în sensul că îi se nu mai primește alocația de stat pentru copilul respectiv și tot așa. Însă toate aceste măsuri prinse într-un set de instrumente și de măsuri nu au nicio valoare, se pare, ci ar trebui la nivel comunitar, și vorbim aici de autoritățile locale din comune, din sate și chiar din orașele mai mici, care ar trebui să se ocupe cu compartimentul lor de asistență socială de acest aspect. Pentru că, nu mai repet, nu mai privind la datele statistice care la un anume moment ne îngrozesc, nu mai privind la anumite seturi de instrumente, că uneori se mai vine și cu să fac așa repede o serie de măsuri care să prevină fenomenul, în momentul în care suntem interesați, după aia uităm. Ar trebui intervenit punctual și, ca să zic așa, în termen oarecum medical, la simptom. Că se pare că toate aceste instrumente pe care le-am folosit până acum nu sunt utile pentru prevenirea abandonului școlar. Vreau să vă spun că Ministerul Educației a făcut recent un împrumut de 200 de milioane de euro. Parte din ei urmează a fi folosiți pentru reintegrarea elevilor. Știi despre asta, mă curbur, ce spun? Simți că banii ăștia sunt pe undeva și nu, ceva pe... și nici n-am știut măcar că s-a luat o asemenea inițiativă. Acum să discută la nivel școlar, la voi, la liceu, până oară, despre abandonul școlar. Bine, sunteți un colegiu de elită categoric. Nu, la noi nu prea există situații de abandon școlar. Ați scăpat de chestia asta. Adică nu chiar deloc. Cel mult există elevi care nu pot să facă față și să ducă în altă parte. Dar nu renunță la școală. Înainte era și mai drastic decât atât, pentru că... De exemplu, erau clase în care veneau 30 de inși și rămâneau 20. Dar asta nu înseamnă că ei se duceau pur și simplu la alte licee unde exigența este mult mai mică. Dar problema asta de tip abandon școlar, noi nu avem așa ceva. Da, nu te-am numerit eu bine pe tine. Trebuia să chem probabil pe cineva de la chimie. Nu, dar putem să vorbim despre asta fără să... Na, pentru că cunoaștem sistemul și cunoaștem foarte bine situațiile din alte locuri. Și atunci, da, într-adevăr, abandonul școlar este o... Uite, de exemplu, în Ferentari s-a aplicat anul acesta un program, se cheamă A doua șansă. 60 de elevi au intrat într-o clasă specială, elevi care plecaseră, părăsiseră cursurile. Apropo, au fost adunați așa după drumul și au succes acum, au rămas acolo. De Ministerul Învățământului, cu câțiva ani în urmă, aveau ceea ce se numește, cred că chiar tot așa, A doua șansă, la una dintre școlile generale din Giurgiu și primeau elevi care depășiseră vârsta școlarizării cu 2 sau cu 3 ani. Mai și a fost un așa. Program destul de bun, pentru că o parte dintre ei au reușit să recupereze, dar nu știu din care motive, după câțiva ani programul s-a sistat și nu mai există în Giurgiu, de pildă, în momentul de față, din informațiile mele, un astfel de program care este foarte dacă bine referiți, venit. Dacă vă referiți cumva la școala 3, avem și un SMS, eu am dat niște SMS-uri pe internet. Școala 3 a fost primul exemplu care mi-a venit în minte. Chiar voiam sunt să ușor, ușor, sunt defavorizați elevii din mediul ăla de acolo și ar trebui mai multă atenție pentru ei, zic eu. Asta pentru că am fost colegi la școala 3, da, era, da, da. Când școala când 3 școala era 3 arăta foarte altfel. Bună, foarte da. Bună, da. Nu vadă că iau ce a ieșit din noi, nu? Sunt mult mai multe, apropo de defavorizați, sunt foarte multe locuri în țara asta unde copiii sunt cu adevărat defavorizați. Eu nu cred că la școala 3 cineva defavorizează, mie mi se pare chiar că... Una dintre cauzele abandonului ar fi, de pildă, și vedem cu toți în media, situațiile acelea în care copiii, cu toți banii care s-au investit în mijloace de transport în Ministerul Învățământului... Depărtarea în față de școală. Da, asta aia sunt copii defavorizați. La școala 3 de ce sunt defavorizați? Că asta e educația lor în familie să se mărite la 10 ani? Sau la 11? Sunt, după vremea mea, sunt defavorizați când... pentru că sunt văzuți într-un anumit fel n-are legătură și nu sunt sprijiniți. Cu abandonul școlar. Eu îți spun niște... Ba da, eu cred că acolo, să știe foarte clar că acolo abandonul școlar este foarte mare. Foarte mare, dar pentru că asta este mentalitatea lor. În chestiunea asta, deci ei după trebuie... 4 clase învață să scrie cât acolo să silabisească și lor le trebuie ca să-și ia permis de conducere. Atât e singurul motiv pentru care ei vin la școală.
Și atunci, în momentul în care, mai ales ca fetițele care, așa, până la 11-12 ani deja sunt promise nu știu cui și sunt măritate și așa mai departe. Deci acolo nu e problema de defavorizare, cum că era de educație. Și vine problema de educație. Și educația vine din familie. Și familia aia care este tot la nivelul ăsta, familia are același exact, gen și familia de, la de același valori, nivel. Are același gen de valori, privește școala la modul la care o gândește și să zicem că genul ăsta de copii sau de situații sunt un procent relativ mic, dar mă întorc la situațiile acelea ale unor copii din sate sau din comune care se află față de care școala se află, școala acolo sau liceu. Acolo e defavorizare acolo cu adevărat. Acolo este și acolo ar trebui intervenit. Acum există un program, copiii sunt luați cu microbuzul, duci dar la școală și atunci. Dar nu peste tot, atunci n-ar apărea media situații de genul ăsta în care iarna sunt, merg kilometri pe jos, prin pădure, prin condiții la noi aici mai merge treaba acum, dar la munte deja. La munte e dezastru, la un moment dat am avut un reportaj dus întors, exact, da? Cu copii în care un învățător își ducea copiii cu propria mașină la școală. Da, referitor la analfabetism, am câteva statistici, 40% din adolescenții români nu știu să citească, dublu față de media din Europa. Un raport al Uniunii Europene ne arată că suntem codași Europei la alfabetizare, mai mult de 100.000 de analfabeți avem la ora actuală, că tot vorbeam despre chestiunea asta. Știi că acum 2 ani sau 3, 2 ani, mi-a luat Alice Nicolae, Liliana Nicolae, eu îi zic Alice, că așa îi ziceam când era liceu. A fost a noastră colegă de jurnalist. Da, mi-a promis că vine luna asta la mine în emisiune, a lansat o carte minunată la București și o lansează și la Giurgiu. Trebuia să avem lansarea și împreună cu mine vorbisem cu editorul, că e același editor, e vorba despre un Cristian, așa, și pariuri pe literatură sau cam așa ceva. Da, s-a amânat, da. Dar ce spunea, era acum vreo 2 ani sau 3 ani mi-a luat un interviu prin telefon așa, în care tot așa spunea despre această rată de analfabetism și de că nu știu cât la sută din copiii români nu știu să citească. Și eu am spus că mi se pare o cifră extrem de mică. 40% din adolescenți. Atunci nu mi-a spus 40%, mi-a spus mult mai puțin și atunci eu am zis, dar mie mi se pare extraordinar de mică, zic, mi se pare chiar că ar fi o utopie să credem că doar atâția copii nu știu să citească în mod coerent. Zic, sunt mult mai mulți în realitate. Și până am văzut niște reacții pe net foarte ironice la adresa mea, că vezi, Doamne, asta pentru că, din punctul meu de vedere, domnul profesor, cred că este vorba de ceea ce nu măsoară sociologia, analfabetismul funcțional. Așa. Deci faptul că ei, deși știu să citească, nu înțeleg sensul. O mare parte din termeni și... Sau citești și nu știu să scrie. Deci asta nu măsoară sociologii. Exact. Și din acest motiv cred că procentul este îngrijorător de mare. Este. Adică buchisesc acolo, dar nu știu ce înseamnă. Și nu știu sensul, deci nu folosesc ca un vocabular extrem de redus și ca în modul în care îl folosesc și ca mod de înțelegere. Da. Pentru că nu înțeleg sensul unor termeni și ca atare nu-i utilizează. Da. Haideți să mai continuăm cu câteva statistici. Spuneam că la abandon școlar România se află pe locul 3 în Europa, după Spania și Portugalia. 2 din 10 copii renunță în fiecare an la cursuri. 2 din 10, 17,5% este procentul mai exact. 2 din 10 înseamnă de fapt 20%. E mai rotunjit pentru că unii pleacă și mai revin. Cei mai mulți dintre acești copii sunt între 15 și 18 ani. Așa ca grupă, 15-18 ani, săraci și din mediul rural. Avem 274.000 de minori care nu mai frecventează cursurile, 100.000 dintre ei sunt sub 14 ani, 50% din copiii din mediul rural rămân cu 8 clase, spune altă statistică. Și cu privire la angajamentele Uniunii Europene, cum spuneam, s-a angajat ca până în anul 2020 în Uniunea Europeană abandonul școlar să scadă la 10% în condițiile în care la ora actuală este la 12,8%. Normal că un asemenea procent pe ansamblu de 10% nu se putea aplica și României. Românii și-au luat angajamentul să ajungă la 11,3% până în 2020 din 17,5% la ora actuală. Iar UNICEF preconizează reușită privire la ajungerea la acest procent, dacă bugetul educației Mugur Bulcescu crește cu 25%, altfel nu, și dacă părinții vor fi mai educați. Haideți să comentăm puțin aceste cerințe ale UNICEF, previziunea ale UNICEF. Descade abandonul școlar dacă bugetul
învățământul, educației crește cu 25%. E mult 25%? Păi să nu înțeleagă lumea greșit, 25% peste ce e acum. Da, bineînțeles. Or, cum acum, păi nu știu, dar unii au probleme cu calculele. Și de asta spun. Deci dacă acum este, să zicem, 3 și ceva la sută spre 4, ar trebui un statistic vorbind să fie 5%. Deci cu practic asta vine 1% din, în plus să se dea la învățământ. Atâta vine, 1% din PIB vorbesc. Pe ansamblu 25% exact. E ceva acolo. Este, e foarte important. Și este nevoie și, într-adevăr, dacă acești bani se investesc cum trebuie, se va diminua abandonul școlar, dar mai era o a doua, care mi se pare mult mai interesantă, o a doua condiție, aceea cu educația din familie. Dacă adică să fie avem mai o imensă educație. Problemă cu părinții care nu respectă școala așa cum ar trebui să o respecte. Ori nu dau doi bani pe școală și spun, aia bă, la ce trebuie de școală, cine învăță? Că copiilor nu se, li se explică acasă, în familie, exact. Doamna psiholog, importanța școlii. Da. Cât de mult contează să explici copilul? Nu contează. Dar dacă și părintele gândește invers, copilul ce să zică? El zice, mersi, la ce trebuie mie școală? Cine a învățat și a ajuns bine? Să știți că aud mereu chestia asta. Este... Deci este că e domne, e ca o ștampilă pe fruntea românului. Păi e o ștampilă, dar vrei să spun ceva? Foarte mulți adolescenți zic în felul următor, am învățat și nu o să ajung bine. Pe asta spun. Pentru că termin liceul, iau și bacul cu o notă mare, fac și o facultate și când vin, n-am niciun loc pe aici. N-am spus că n-au toate locurile sunt ocupate de copiii celor cu pile pe la partid. Și cu bani. Exact. Și cu bani. Copiii de partid. Copiii partidului. Să mai treabă politicienii noștri de ce pleacă copiii noștri la București. Păi de-aia, pentru că nu găsești niciun loc. Ei, vorbești de politicienii din Giurgiu? Păi totul e ocupat de ei. De cine e ocupat? Păi scuză-mă, dar ei nu știu de ce să întreabă chestiile astea. Eu când auzeam... Păi nu se întreabă, se mai deranjează când le zici așa. Bine, am impresia că atunci când sunt în campanie electorală își mai aduc aminte. Dar este o aberație. Ce copil și-ar rata cariera venind în Giurgiu? Eu poate că sunt dur, dar nu există om sănătos la cap și provenit într-o familie sănătoasă la cap care să-și lase copilul să vină în Giurgiu în momentul în care copilul are anumite... Să rămână în Giurgiu, zici. Să revină în Giurgiu după ce termină facultatea. Asta am vrut să zic. Da, unii de-abia țin la facultate cu greu, știi? Da. Există și un abandon la facultate, nu? Pentru că numai strict din pricina nu vorbesc din pricina că nu învață. Nu. Dacă pentru că dacă a ajuns acolo, categoric copilul este... Dar nu mai poți să-l ții și asta să știi foarte clar. Mai sunt și taxe, a ratat copilul, nu știu ce examene, nu mai are bursă sau nu mai are gratuită anul școlar. Și trebuie să strângă 40 de milioane prima rată sau nu știu cât. Și atunci ce face? De unde să ia? Părinții sunt îndatorați până în gât pe la bănci. Deci, uite, iată, și asta abandon. Poate fi dramatic, înseamnă schimbarea destinului. Va fi dramatic. Se întâmplă și tu, Mugur Burcescu, vorbești despre faptul că ești împit dacă îi lași să vină la Giurgiu. Pe la un moment dat, nu trebuie să gândim așa. Eu nu, să rămână toți la Giurgiu. Dar binele copilului meu este de 10 ori mai important decât binele comunității. O să te dezamăgesc. Și fiecare părinte, dacă e părinte cu adevărat, gândește așa. Fiecare vrea ce e mai bun pentru copilul lui. Păi și aici de ce să-l aduc? Să-l aibă șef pe unul pe care eu l-am lăsat cu origine și acum îl văd pe la PNL? Sau pe la PSD, ca să nu se supere că toți au analfabeți în partide. Păi când vreodată copilul meu va avea să aibă șef un asemenea derbedeu și un asemenea analfabet, înseamnă că eu ca părinte sunt complet vinovat, înseamnă că eu i-am ratat șansa acestui copil. Și pe de altă parte, eu pare foarte un pic mai... Tu nu vezi cine ne conduce? Păi eu văd și așteptăm alții. Ce? De unde alții? Poate să vină să ne invadeze marțienii. Nu e așa. Știi cum se zice la un moment dat, să lăsăm loc și altul. Cine face curățenii? Noi facem, nu? Nu putem, uite-te. Încercăm de 25 de ani. Politică, da. Să vorbim. Bine. Eu sunt un pic mai împăciuitoare, să zic așa, decât domnul profesor și spun bine, că ne faceți. Orice carieră s-ar începe aici, presupunând că există posibilitatea copilului să-și înceapă cariera, nu are nicio perspectivă. Nici din perspectivă, nici din foarte împăciuitoare ești. Poate singura carieră fiind cea din învățământ. În rest, celelalte profesii nu au perspectivă de dezvoltare. De dezvoltare, mm-hmm. Sigur că da. Și chiar de dezvoltare personală și de evoluția carierei, pentru că și cariera e foarte important să o începi, dar are și ea niște perioade și niște pași. Și la un moment dat te plafonezi. Dacă rămâi aici, nu mai faci pasul. Este asta. Lucrurile trebuie schimbate din proțeau. La un moment dat, Giurgiu trebuie reconstruit așa de corect. Jos în sus. Și reconstruit și la nivelul populației, la nivelul mentalității, ceea ce va fi aproape asta imposibil. Asta ține tot de educație și de învățământ. Am citit statistici și cineva ne scrie, dar la ce nu suntem noi în coada clasamentului în Europa?
Mai suntem mai sus pe la sport, pe la, chiar la învățământ, că avem elevi foarte buni. Eu nu privesc lucrurile așa. Dacă discutăm aici niște chestiuni care sunt grave, le discutăm ca să mai mișcăm ceva. Normal. Uneori sunt și eu conștient că discutăm la modul general, pentru că astea sunt cifrele și datele pe care le avem, pe atâta putem să facem. Eu tot cred că mai mișcăm ceva atrăgând atenția. Bă, ăsta este rolul nostru și al meu ca moderator și al dumneavoastră. Da, sunt lucruri care privesc pe foarte multă lume și începe să oamenii încep să reacționeze mult mai mult decât reacționează la reclamele de detergent sau de cu totul altceva, că sunt extrem de consternate să constat că se reacționează foarte rapid de la reclama ultimului rimel care îți face genele într-un anume fel, decât la o reclamă inițiată de Poliția Română care îți atrage atenția asupra anumitor lucruri legate de tine și de familia ta, asupra reclamelor sau atenționărilor de acest gen care sunt legate de copii și chiar asupra emisiunilor care cuprind acest gen de informații. Și atunci, evident că măcar la nivelul subliminal, tot transmițând informațiile oamenilor, mărim procentul celor care manifestă interes față de aceste lucruri. Da, așa zicem și noi. Haideți să discutăm puțin despre dificultățile de învățare, ca și motiv al abandonului școlar cu dumneavoastră, doamna psiholog. Nu cred că poate asta fi vorba, aș vrea să pornim într-un anumit fel discuția, de la sănătatea națiunii noastre. De la noastre. Titlul emisiunii îmi doresc să pornesc acum. Vă rog. Succesul sau insuccesul școlar. Noi trebuie să definim în ce termeni ne raportăm la succes și la insucces. Ce definim prin succes, ce definim prin insucces. Din păcate, dar așteptam să faceți această delimitare. Din păcate, în ultimii ani, definim prin succes ca un copil ca toți copiii sau marea majoritate să ia bacul, deja bacul a devenit bacalaureat un examen extraordinar de important și relevant, mă rog, în statistici, în statistici pentru copii. Păi și să termine și să termine o facultate. Nu pentru că este un nivel. Deci un nivel jos. Să fim foarte clari, este un nivel jos. Păi este un nivel jos, da, și pe ăla un nivel general. Deci bacalaureatul este un nivel general. Mult. Definim, din păcate, în ultimii ani prin succes asta, să termine să ia bacalaureatul și să facă o facultate. Nu contează cum și nu contează care. Nu contează cum și nu contează de ce. Și nu contează de ce. Este absolut imposibil și de nepermis ca sistemul de învățământ să funcționeze atât de rigid. Pentru că copiii se dezvoltă și există pe piața muncii o serie de meserii și de profesii care presupun studii medii profesionale. Deci școli profesionale. Aptitudini, abilități diferite. Exact. Noi nu mai facem de ani de zile chestia asta. Toată lumea trebuie. De asta vă spun că este incorrect să definim așa. Dacă copilul X n-ar intra la facultate, ăsta e un succes, nu e adevărat. Da. Pentru că la un anume moment, după cunoștințele generale, undeva la clasa 9-10, deja trebuie să apară o delimitare și o parte dintre ei să meargă, să rămână la nivelul acela, să meargă mai cu seamă pe nivelul, partea aptitudinală și de abilități, să meargă către profesii care au existat și nu mai există în societate, dar vor trebui să existe la un anume moment. Și ceilalți să meargă mai sus către alte profesii. Păi sau către unde profesiile să meargă, care doamna presupun... Lăceanu, pentru că nu mai sunt școli profesionale. Deci despre asta era tocmai discuția. Despre asta este vorba, discutam că... cu directorul Zonei Libere, cu domnul Răzvan Cuc, care de vreo două ori, trei ori mi-a zis în emisiune aici, tot venim noi și dezbatem că avem ce să discutăm despre Zona Libere, cel mai important pol cu privire la din Giurgiu, la așa, locurile de muncă. Îmi spunea că caută anumite profesii pe care nu le găsește în Giurgiu. Exact. Că nu mai sunt școlarizate. Sudor bun nu găsește. Revin și caută prin toată țara. Că este absolut nefiresc. Toată lumea vrea să fie paznic sau șofer. Da. Piața, sunt căutate în piața muncii și pentru asta există oarecum calificări suplimentare. Este nepotrivit pentru copii ca noi să etichetăm, că noi facem practic chestia asta. Sistemul de învățământ și noi. Ca având din succes, din această perspectivă, lucrurile nu stau așa. Lucrurile nu stau așa și ar trebui nu neapărat privite, că deja statisticile nu ne mai ajută cu nimic. Ar trebui schimbat ceva.
Pentru că este imposibil, apropo de dificultăți de învățare. Și poate da, mereu se schimbă ministrul. Nu, se schimbă ministrul și asta se schimbă degeaba. Ăsta e și al meu, marele of, absența școlilor profesionale, pentru că eu spun, dacă părintele și-ar da copilul dintre a întâia, a doua, a treia, a patra, s-ar gândi că, domne, el după 8 clase va învăța o meserie. Cu meseria aia devine competitiv pe piața muncii. Nu contează că aici sau afară. Acum, Europa e o mare familie, cum ar veni. Acum e atât de ușor să pleci dintr-o parte în alta. Și în care sunt căutate de asemenea exact, aceste meserii. Și trebuie niște studii. S-a mai chestia asta, știi, de la tată la fiu, ta, la modul empiric, așa. Dar învață taică, așa este. Un mecanic auto, un instalator, un ceva care să... am de 100 de ori mai mult respect pentru un mecanic bun sau pentru un instalator bun, decât pentru un nenorocit care face o facultate și el n-a învățat să scrie, pentru că la ora dar actuală... Dar vina lui, asta este problema. E și el nesimțit, pentru că el știe clar că pus în condițiile unui examen, are eșua. Și atunci se duce pe la facultăți din astea, pe ocolite și vine dacă cu o diplomă... Dacă n-ar exista, revin domnul profesor, dacă n-ar exista acest gen de facultăți și nu s-ar fi compromis atât de tare sistemul de învățământ încât să susțină astfel de facultăți, acel copil n-ar avea ce face. Aia spun, trebuie să-i subminarea învățământului și acestea trebuie retezate din rădăcină. Și din momentul în care zic eu așa, fac o statistică la nivel național și spun așa, mă, câte locuri am eu pentru anul ăsta în învățământul liceal? 150.000, e o cifră la întâmplare, nu zic. Bun, de la anul voi avea 120.000. De ce? Pentru că restul de 30.000 investesc în școli profesionale și am un alt evantaj și o altă paletă de opțiuni pentru elev. În anul următor mai scot 30.000 și le bag dincolo. Și în felul ăsta echilibrez sistemul, pentru că la ora actuală 60-70%, atenție ce spun, dintre copii fac liceu de pomană. Deci termină liceu de pomană. Și mai este un aspect... Nu termină de pomană. Noi nu ori învăța ei nimic pe acolo, dar până păi la... Păi asta înseamnă să nu... Păi nu poți să te angajezi... Știu, nu, de pomană din punctul de vedere al acumulării de cunoștințe. Eu la asta mă refer. Și de posibilități, dar... pe urmă, de a te descurca pe piața muncii. Și mai este un aspect. Din când în când, sistemul de învățământ și cifra de școlarizare se compatibilizează cu piața muncii, cu meserii căutate în piața muncii. Ei nu fac așa ori, ceva. Între Ministerul Educației și Ministerul Muncii, de pildă, ar cele două existe. Ministere care se ocupă de aceste domenii, nu există niciun fel de colaborare. Ar trebui să fie un protocol ferm, chiar așa, pe bune, deci făcut cu puncte, cu asta, între cele două. Aia e vorba de a studia piața muncii, păi exact, și să vezi ce se caută. Sudor, hai să pregătim 50.000 de sudori. S-a pornit îngrozitor de prost în anii 90 cu două lucruri. La un moment dat am participat la o de-asta națională, la o conferință națională despre vulnerabilitățile învățământului românesc. Și am spus clar, cancerul învățământului românesc sunt facultățile particulare. Am spus-o de 20 de ani, eu spun. Bun. S-a pornit prost în 90 când s-au înființat fără nicio lege, nici nu exista legea învățământului decât aia comunistă și ei s-au grăbit să le înființeze. S-au desființat școli profesionale, deci asta a fost a doua mare nenorocire, așa, și după aia nu se mai poate repara, nu se mai știe cum mai Dumnezeu facem să reparăm sistemul. Durează destul de mulți ani ca lucrurile să revină în normalul lor și din păcate n-avem nici măcar începutul. Nu pentru că în momentul de față nu avem... Ai odată Silviu Brucan pe aia cu 10 ani. 20 ani și au trecut, s-au dus. 20, da. Păi vrei să dau exemple concrete? Hai să spun. În 90 toată lumea, bun, de acord, toată lumea s-a repezit să facă profiluri de teoretice. Hotarele în mijlocul câmpiei a făcut liceu de limbi străine și de nu știu ce, mă, voi sunteți sănătoși la cap când v-ați schimbat profilul? Cartojanul, care era liceu de construcții, a făcut numai profile teoretice. Și îți mai dau N exemple. Deci alea nu au fost făcute fără niciun fel de studiu de piață și fără nimic predictiv care să zic, domne, ce facem noi mai departe cu ei? Pentru că de ținut îi ținuim în liceu ca să ne păstrăm noi posturile. Dacă vrei să știi pentru ce sunt ținuți copiii ăștia din liceu, sunt ținuți ca să-și păstreze cadrele didactice posturile, să nu intre în șomaj. Ăsta e singurul motiv. Să facă, pentru că există infrastructură, inclusiv în Giurgiu, liceul de marină, liceul exact. De construcții, care avea o cifră de școlarizare destul de mare. Și când s-a vrut, foarte mult. Și când s-a vrut acum un an, doi, să fuzioneze liceele alea, cu nu știu ce, oricum au reușit la un moment dat să facă o fuziune, au sărit, mai că profesorii de la liceele respective, dar ce Maiorescu, de ce? Bă, voi frecați-vă la ochi, vedeți ce elevi aveți și bă, nu puneți problema lui Maiorescu. Că lui Maiorescu, de ce i-ați dat atâtea clase și nouă ne luați? Păi voi vă comparați cu Maiorescu? Schimbați-vă Dumnezeului profilul,
Faceți școli profesionale, ocupați-vă să învățați o meserie, pentru că ei, la rândul lor, ei resping educația, te rog să mă înțelegi, Gelule. Deci acești copii resping educația din două motive. Unul, pentru că n-au niciun fel de încredere în ea, și al doilea, că sunt ei comozi. Dar mă gândesc că dacă li s-ar oferi, au fost învățați să fie comozi. Li s-a permis de la da, început exact, să fie comozi. Vreau să discutăm și despre încrederea în învățământ și despre structura sistemului de învățământ. Da, n-am terminat și aș vrea să puntez un pic vis-a-vis de dificultățile de învățare. Acest termen nu este, sintagma asta nu este corectă. Dificultățile de învățare sunt întâlnite în patologie. Deci copiii cu probleme au dificultăți de învățare. La copiii normali, fără niciun fel de patologie, cu un intelect situat la nivelul normal, putem vorbi de dificultăți de atenție, de dificultăți de concentrare sau de alte aspecte care se dobândesc. Deci el nu vine în clasa 1 sau în clasa 0 cu aceste dificultăți. Poate să vină cu ele, cu aceste aptitudini, abilități, un pic latente. Da. Nu se adaptează, fie nu se adaptează, fie la un moment dat nu se lucrează într-un anume fel cu el, astfel încât să fie stimulat. Și atunci el dezvoltă o teamă sau un dezinteres. Sau un dezinteres. Se situează undeva la graniță. Deci, nefiind valorizat, apreciat, nefiind stimulat, copilul nu are decât două șanse. Ori devine dezinteresat, ori devine... face fobii. Sigur, face tot felul de fobii. Da. Raportat la materie și se extinde și la alte materii și la un moment dat nu mai putem să știm exact cât nu știe copilul sau cât nu poate exprima. Și mai apare cu timpul, din cauza acestui dezinteres, apare ceea ce voi numiți în psihologie tare informațională. Deci acestea nu sunt niște copii tarați din punct de vedere mental. Sunt tarați informaționale. Există sintagma asta. Voi da, nu au acumulat da? Informația. Deci tara necesară. Informațională nu este pentru că ești idiot, ci pentru că ai refuzat să acumulezi sau pur și simplu nu, din alte motive nu ai acumulat cât trebuia să acumulezi până la momentul respectiv. Și aceste motive pot fi motive familiale, că familia nu se ocupă suficient de copil sau nu se ocupă corect, că mai este da. Și acest aspect și vreau să spun că psihologia educațională spune foarte clar că noi avem un stil din ăsta undeva in extremis. Fie ne ocupăm de ei, de ei nebunim da. Și nu le lăsăm pic de libertate și pic de încredere în sine și cocoloșim așa și facem într-un anume fel care nu este corect și nu este benefic pentru copil, fie îl lăsăm de capul lui. Exact. În psihologia educațională spune foarte clar și am spus multor mămici, în special mămici, când copilul face lecțiile, nu se stă nici măcar în cameră cu el. Exact. Deci îl ajutăm. Chiar dacă suntem la noi, acasă, părintele îi face tema. Da. Păi, da, pentru că mulți părinți zic că e așa atât de greu încât... Nu contează că e greu sau ușor. Contează ca el să aibă încredere că ceea ce știe el, el trebuie să internalizeze informația aia. Și trebuie să aibă încredere în el și asta se consolidează, se dezvoltă în timp. Pentru asta să dau temele, pentru că nu să ți le facă părinte. Dacă stă lângă tine mama, care evident că știe mult mai multe decât tine, dar nu are nici metoda educațională a profesorului, nu are nici răbdarea lui și nici nu este corect ca ea să vină să-ți transmită din încrederea ei. Tu trebuie să ai, indiferent cât ce vârstă are copilul, și mă refer la copilul mic de clasele primare, trebuie să aibă încredere în el, să fie el mulțumit, să vadă că este în stare. Pentru că la școală, nefiind mama lângă el sau bunica sau cine stă să-l învețe și să-l susțină la lecții, nu e teamă să ridice mâna. E teamă, intre în panică. Păi intre în panică că pierdut. Nu știe să formuleze. Dacă a pierdut un cuvânt, nu știe să-l înlocuiască. Și de aici apar și se dezvoltă și aceste tare informaționale și la un moment dat se acumulează precum bulgărele de zăpadă. Exact. Pentru că copiii, de pildă, și revin la această, la problema de mai devreme, cu dificultăți de învățare, pot cel mult să fie, să urmeze clasa 1, la care să nu poată să facă față și atunci sunt orientați, datorită unor probleme, repet, care țin de patologie, sunt orientați către școlile speciale. Exact. Celelalte pot fi dificultăți de altă natură, dar, repet, care sunt dobândite, fie din pricina familiei, fie din pricina sistemului de învățământ, neîncercând să acuz de parte de mine pe nimeni. Dar astea sunt cauzele reale. Da, cu voia dumneavoastră mai citesc și eu câteva SMS-uri, să nu zică telespectatorii că l-au trimis degeaba. Am discutat deja, domnul Nelu Dumitrescu ne scrie: copiii care stau departe de școală la mulți kilometri sunt predispuși să nu mai frecventeze școala. Da. Din păcate. Am discutat chestiunea asta.
Domnilor, ce balamuc este pe terenurile de sport din școli după orele de curs? Gălăgie, înjurături de la fotbaliști, unii dintre ei sunt școlari care au fost dați afară din școală. Chiar nu mai vede nimeni asta. Da, e vorba despre, gălăgia, despre terenurile de sport. În sfârșit, și un alt SMS, Eugen Dumitrescu, despre profesori anchetați pentru șpăci luate la BAC, când mai auzim ce acțiuni vor primi. Nu știu, așteptăm și noi vești de la organele de control, nu? De la cei care anchetează chestiunea. De altfel, televiziunea noastră a făcut știri despre, acești profesori. Le-am dat numele tuturor pe un carton și așteptăm în continuare informații. Când le vom avea, le difuzăm și noi. Discutam despre, aveam asta cum îl chema pe calul lui Ștefan, cel mai a fost o glumă ca să începem emisiunea așa la un moment. Ai văzut că miția n-a luat-o ca glumă. N-a luat-o, deci, da. Bine, acum nu vreau să polemizez în absenția, dar n-are nicio legătură cu literatura informația asta. Apropo de chestia asta, absolut nicio legătură. Știi că pe mine m-a terorizat în anul întâi de facultate un profesor. Nici nu e atât de important până la urmă. Dar n-are nicio, chiar n-are nicio importanță. Ca, pentru mine, ca literat. N-a avut un cal precum Duci Panoale, exact, al Alexandru Macedon. Exact. Dar vreau să spun, așa ne întreba pe noi când eram anul întâi. Și era primul nostru examen și dai seama că eram super emoționat. Ion Rotaru. La Ion Rotaru nu făceai niciun fel de literatură. El te punea să citești cronicile și ceva. Dar care era vărul, lucumnatul, lucutare, nu știu ce, trebuia să știi tu genealogia oricărui nenorocit de domnitor care a domnit două luni și să știi că cutăriță era vărul, lucutare. N-avea nicio legătură. Îți rup puțin avântul, avem un telefon. Da. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm, vă rog. Să intervin cu o discuție în fața domnilor profesori. Îmi permiteți? Vă ascultăm. Domnilor, eu am o impresie extraordinară de domnul care este în emisiune. Mulțumesc. Domnul care este în emisiune este profesorul Mugur Burcescu. V-aș ruga să vă prezentați și dumneavoastră. Domnul Burcescu. Îl respect. Vorba românului, dar pe dumneavoastră, cum vă cheamă, vă întreb? N-are importanță. Are importanță? N-are importanță, vă spun eu. Sunteți vocea națiunii. Importanța este vă ascultăm. Acest copii, sistemul de a face școală pornește din sistem. Lăsați părinții să educe copiii să lucreze acasă. Eu am stat cu mama ca să avea școală. S-a ocupat de mine cum să scriu. De soră mea la fel. Eu sunt pensionar, am 80 de ani. Suntem doi oameni care am muncit extraordinar. Datorită lui mama care sta acasă și tata muncea. La școală făceam educația pe care îl luam de acasă. Ăsta-s problemele. N-am avut televizor. Nici s-au mai schimbat vremurile. Părinții se duc acum la serviciu, că altfel nu se mai poate și trebuie să-și trimită copiii la școală. Un singur lucru. Puneți copiii la muncă să vadă cum este greu, să vadă munca, să culeagă cirești. Mai întâi îi trimitem să-i educăm. Să culeagă spice. Ce să facă? Am văzut la dumneavoastră la televizor sau la altă emisiune aseară că a fost copiii de 7 ani să facă grevă care n-are cinematograf. Că ce? Domnul Burcescu spune și doamna, multe lucruri. Ocupați eu de copii, părinții să aibă timp liber, să se educe. Copilul bine, mamă, noi vă mulțumim pentru telefon, depășim puțin cadrul discuției noastre. Mulțumim pentru telefon, am înțeles. Trebuie să fim foarte atenți la educație. Ați rupt discuția ca să continuați o discuție proastă. Noi apreciem discuția noastră și ne străduim să discutăm cât mai bine și noi. Mulțumim oricum pentru telefon. O seară bună. Da, avem doar 10 minute din emisiunea noastră și ne-am propus să mai discutăm câteva aspecte. Acum trebuie să înțeleagă telespectatorii noștri că noi i-am rugat să ne pună întrebări, nu să ne țină discursuri. Tot respectul pentru domnul care ne-a sunat. L-am ascultat cu răbdare. Câteva SMS-uri mai avem. Bună seara, stimez și respect invitații noastre. Puneți, vă rog, și problema calității profesionale a profesorilor. Nu doar problema copilor comozi, ca să-l citesc pe domnul Burcescu. Vă asigur că avem și profesori comozi.
Da. Păi, da, vrei să facem două emisiuni, facem despre profesori comozi, care preferă să dea 10 pe linie și să nu facă nimic la clasă. Așa, o să dau un citat din Călinescu. Zice, prea multă indulgență școlară generează o inflație de valori. La noi, la ora actuală, este o inflație de valori. Eu când am văzut ce medii... Adică unii suntem mai deștepți decât alții. Nu, inflație de valori înseamnă că toți suntem valoroși. Eu când am văzut ce medii le ies la copiii noștri, n-am nici, e un liceu bun, nicio problemă, dar le ies niște medii generale halucinante. Deci copil care la mine are media 6, să zicem. Dar o are pe bune, atât. Deci e un copil sau 7. Îi iese media generală 9, 7, 10. Păi voi sunteți nebuni? Dacă mă uit în partea dreapta catalogului, au numai medii de 10, 10, 10, 10, dar nu un elev, nu doi, toți 30. Mi-e greu să cred că un copil care e în situația de tremur, eu acum pentru el, că va pica bacul, pentru că la mine ia 5-ul greu, așa, are 10 medii de 10 la alte obiecte. Este imposibil. Aduți aminte cu ce medii terminam noi liceul. Păi noi când luam 6 la geografie, la Tarzan, la Ilinca, așa, mi-a ducea și beam bere de bucurie. 5 dacă luam. 7 dacă luam la fizică, nu ne mai trezeam de euforie 2 săptămâni. La domnul Manda. La domnul Manda, exact. Am avut aceiași profesori. Și acum... 6-7 la domnul Manda, da. Acum cine ia 9... Au ajuns la către real. Păi, au ajuns la nota 9 să înjure. Înjură când dau 9. Deci, și asta vine din comoditatea profesorilor și să nu se supere pe mine profesorii. Cu cât e profesorul mai prost, cu atât îi se pare că e elevul mai deștept. N-ai cum. Deci asta este. Este o inversă proporționalitate. Pentru că tu dacă nu ești stăpân pe materia ta și habar n-ai, se pare că ăla e grozav. Și atunci îi dai 10. Uite așa, nu-și cu 10. Îi dai 10 pe proiecte copiate după net, îi dai 10 pe referate pe care de fapt le-a descărcat după net și doar le-a printat și ți le aduce și se semnează pe ele. Așa se fac referatele la ora actuală, da? Păi ce înseamnă asta? Deci uite că vorbești și despre profesor Comozi, dar n-am vorbit în emisiunea asta, pentru că pentru aia aș avea nevoie, cred că de vreo 5-6 emisiuni, serial fac despre profesorii Comozi, și intelectual și, și din alte puncte de vedere. Atât de Comozi încât dacă își fac 3 ore, ale alte 3 deja și au pauză, că obosesc. Uite, mi-am propus să mai discutăm despre structura sistemului de învățământ și mediul școlar și ca să vă corelez într-un fel una cu alta, citesc și un ultim SMS pe care l-am primit, să vină și de la inspectorat cineva să ne spună ce face guvernul lui Ponta pentru elevi. Recunosc că n-am invitat pe cineva de la inspectorat, dar colegii mei au mai chemat pe inspectorul general școlar și pe nici nu cred că sunt în măsură să spună oamenii despre ce. O să invităm la un moment dat, pentru că de acum încolo sunt examenele și în fiecare an. Din păcate nu știe guvernul Ponta. Nu știe stânga ce face dreapta și invers. Nu știu ei ce vor să facă pentru că n-am văzut niciun fel de strategie și niciun fel de lucru concret vis-a-vis de acest aspect și nicio schimbare semnificativă și... Da, nici nu era de așteptat. Cel mult era de așteptat o schimbare proastă, pentru că, hai să vă spun, ei vor să schimbe colegia învățământului, care și așa e vai de mama ei. Eu vă spun că după ce o schimbă o să fie încă și mai proastă, deci nu o să vă vină să credeți așa ceva. Toată lumea urlă să se desfințeze nenorocirile astea de competențe, ci că competențele de la BAC, examenele astea care sunt timp pe 3 săptămâni, deci nu vorbesc de examenele deschise, și care nu folosesc nimănui, nu ia le ia nimeni în seamă. Hârtiile alea devin niște hârtii. Sunt examene la care nu poți să pice nimeni, deci au ajuns în așa hal concepute, încât dacă vine unul să se uite la tine, deci nu scoate niciun cuvânt, tu trebuie să-i dai mediu. Deci asta este, că nu există calificativ sub mediu la aceste examene. Și atunci cui folosesc? Deci au desfințat calificativele de insuficient sau de ceva. Deci ăla care e cel mai prost și vine și stă în fața ta și eventual îți mai scuipă și două semințe în cap, trebuie să ia mediu, că nu există calificativ. Dar de ce crezi că se întâmplă așa? De ce? Pentru că uite-te cine ne face nouă legile, uite cine vine în minister, oameni care dacă vin 2 ani la catedră, pe urmă și au concediu că intră în depresie. Deci toți ăștia după la Institutul de Științe ale Educației sunt niște de ăștia de-abia ieșiți după băncile facultăților și care n-au profesat nici măcar 3-4 ani în sistem ca să aibă habar despre ce vorbesc. Și ne fac asemenea aberații și mai mult decât atâta, acum vor să introducă chestiile astea și la clasa 8-a. Pe bune, vreți să introduceți așa ceva la clasa a 8-a? Deci ei nu sunt sănătoși la cap. Deci eu spun cu toată responsabilitatea, ăștia nu sunt oameni sănătoși la cap. Deci aia spun, când vor veni oameni sănătoși la cap, atunci măcar avem parteneri de discuții. Dar nu cu dinește. Doamna psiholog, vorbim puțin despre în legătură și cu domnul profesor. Lipsa, vă rog. Eu vreau să discutăm despre lipsa de tact a profesorilor.
Eu personal nu îmi permit să analizez și să diagnostichez așa activitatea unui profesor. Și despre angajamentul profesorilor mai vreau față de ele. Angajamentul scăzut. Pot însă să fac anumite afirmații referitor la situația actuală și la ce s-a discutat un pic mai devreme. Pot să spun următorul lucru. Formularea asta cu nu sunt sănătoși la cap este destul de... metaforică. Da, metaforică. Aș spune însă că acestor oameni cu siguranță le lipsesc două lucruri. Care sunt în măsură sau sunt, ocupă niște funcții prin care trebuie să conceapă genul ăsta de programe sau să ia decizii sistemul de învățământ. Două lucruri și le prisosesc multe. Le lipsește, în primul rând, funcția anticipativă. Deci nu sunt în măsură să înțeleagă că ceea ce dumnealor hotărăsc are niște consecințe, va avea un efect și nu sunt în stare să vadă acest efect și după părerea mea, în cele mai multe situații și citind de multe ori CV-urile și portofoliile și tot așa, oamenii cei mai mulți, o parte dintre ei nu știu carte. Așa e. Pentru funcțiile pe care le ocupă. Sunt mai adică destul de directă. Destul de bine pregătiți. Nu sunt destul de bine pregătiți, ca să nu mai spunem de experiență și păi de toate sunt pregătiți ce. Din punct de vedere politic. Păi nu e de ajuns? Cu categoric, da, dar... tot acest mod de a gândi și manieră ne-a dus aici unde suntem. Și din păcate nu pe noi, ci pe copiii noștri. De asta suntem în situația asta. Copiii noștri asta. Care au început să facă politică din școala generală. Există la liberali, clubul elevilor liberali. De există și la PSD, lasă de gimnaziu. S-au luat unii după alții din această perspectivă. Așa. Da. Și unii patrii trebuie să mai facă. Da. Iarăși nu îmi permit să spun și să decât să punctez discuțiile care sunt legate de atitudinea unor profesori pe parcursul examenelor. Să pot să spun așa. Că este foarte, foarte probabil ca un copil foarte bun în situație de examen să-ți ia o notă mai mică datorită emoțiilor, datorită faptului că nu se poate, supramotivației, datorită așteptărilor și presiunii pe care le are sau datorită efectiv a faptului că se simte încorsetat din anumite puncte de vedere și atunci randamentul lui nu poate fi maxim, dar este absolut imposibil și asta mi-asum ca un copil mediu să-ți ia o notă 10. Foarte, foarte mare la examenul de capacitate sau la examenul de bacalaureat. Și din păcate, aceste situații care sunt foarte frecvente lasă loc la interpretări. Nu-mi permis să arăt cu degetul pe nimeni, însă generează interpretări și categoric au o anumită cauză. Și ea, pe lângă aspectul, să zic așa, care poate fi sancționat penal și nu este treaba noastră a societății, este frustrant pentru copii. Exact. Și copiii aceștia pot rămâne și rămân chiar de multe ori pentru că ei să știu între ei. Și da? Cel mai dureros exact. Este pentru ei atunci când ei iau o notă mică, chiar dacă ei au meritat-o, dar când tu nu iau când o notă mare mai, nemeritată... Exact, unul care știi că, pe care știi că poate l-ai dus în spate 4 ani. O să-ți dau două exemple concrete. În momentul ăsta copiii sunt extrem de afectați. Doar două, cu voia dumneavoastră și scurte, că trebuie un să exemplu emisiunea. Concret, și nu era vorba de... Eu, prin clasa 6-a, 7-a, am primit 8 la sport. O colegă de-a mea, cu care de fapt eram în relații foarte bune și care era concurenta mea, a primit 10. Nu spun că eu eram în echipa de fotbal la școli, nu spun că ea nu făcea niciun fel de sport, reacția mea de copil de 12 ani, i-am dat o pereche de Adidas peste față de nu mai știam pe urmă cum să încerc scuze. Dar asta este reacția unui copil, este de o violență extremă în momentul în care se simte nedreptățit. A doua reacție, acum ani de zile, sunt vreo 10, a doua, un copil a terminat bacul cu 10. El la matematică avea 5. Olimpicul național a luat 9-70, știți ce i-au făcut lor? L-au scuipat în ochi și i-au dat șuturi în fund când a ieșit cu 10 la bac, l-au bătut copiii din clasă. Se mai întâmplă și așa. Și merita, nu bătut, călcat în picioare, pentru că el știe clar cum a luat 10 la bac. Dar din păcate știu și părinții. Păi părinții l-au ajutat să ia 10 la bac. Care ar trebui să nu mai încurajeze astfel de lucruri. Păi copilul ăla n-a mai avut viață în clasa aia. Se duceau după aia ca oricine. Gândesc toți pe cum Mugur Burcescu, copilul meu înaintea. Copilul meu pe bune înainte, adică îl construiești, nu că e înaintea. Trebuie să fie în mod real înainte. Am glumit, dacă te-a supărat domnul Alexa, la începutul emisiunii, te supăr și eu la final. Îți dau un contraexemplu. Sunt singurul, deci singurul 3 din liceu, fata mea care a ieșit șefă de promoție, l-a luat la român. M-a durut pe mine în cot că nu o să mai iasă șefă. 3. Și ea a luat 2 și este olimpică națională. La mine, la român. Bine, l-ai făcut. L-a mers bine la ori. Da. Haideți să punem punct aici, că nu să mai avem 2 minute. Îmi fac și o meseria de moderator.
N-am uitat, îmi scriu băieții, calul lui, nu, da? Calul lui Ștefan cel Mare, am lămurit-o. Capul lui Mihai Viteazul, o melodie foarte interesantă, o să o difuzăm înainte de generic. Spuneam că la fiecare emisiune a mea, în ultima vreme, am chemat copii să cânte și pentru că de data asta am fost mai... mai cu treaba așa, pun o melodie la final. Mulțumesc pentru discuția, pentru dezbaterea din această seară. Desigur, n-am terminat-o, o să vă mai invit. Noi nu terminăm niciodată. Mulțumim pentru interesul. Da, s-a supărat și un telespectator pe noi, dar nu ne cereți neapărat scuze, l-am ascultat. Trebuie să înțeleagă lumea că așteptăm întrebări punctuale. Păi de ce să supere? Că n-am... Ne-a spus că continuăm o emisiune proastă și am întrebat o discuție interesantă. O discuție proastă, e de nuanță. Da. În sfârșit, vreau să mulțumesc dumneavoastră încă o dată și vreau să vă mai invit lui George Voican, lui Ionel Secară, colegii mei și lui David Emanuel. Rămâneți cu TV Giurgiu după câteva, la fix la ora 21, colega mea Florina Drăgulin are o nouă emisiune, invitați fiind reprezentanții Asociației Uniți pentru Giurgiu, cu siguranță va fi o dezbatere interesantă. Eu personal pregătesc pentru joia viitoare o întâlnire, iarăși o întâlnire cu domnul Ștefan Manea, președintele Hofigal, într-o discuție despre sănătate, despre revoluția medicamentelor naturiste, o emisiune interactivă. Încheiem cu, cum am spus, capul lui Ștefan cel Mare, după care generic, Sângelu Prevenel, mulțumesc pentru atenție. Până joia viitoare, numai bine, aveți grijă ce vă doriți, s-ar putea să vi se întâmple. Capul lui Mihai Viteazul de la Torda se ridică și întreabă de ce țara a rămas atât de mică. Și câmpia Tordei tristă îi răspunde lui cu jale, fiindcă astăzi ducem lipsa capului măriei tale. Nu mai acuza străinii că ne daie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-vă obrazul, totuși unde a fost românii când a fost tăiat Viteazul. Nu voi consuma o travă pentru niciun fel de pasta, totuși unde au fost ai noștri și atunci și vremea asta. Cum se ajunge până la gâtul voievodului de țară, dacă nu strădări acasă, lângă ura de afară. Nu mai acuza străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, ardându-vă obrazul, totuși unde a fost românii când a fost tăiat Viteazul. Capul lui Mihai Viteazul ne-a lăsat mai cu trupul. Nu contează că străinii nu aveau nici pic de scrupul. Eu de o singură întrebare mă scârbesc și mă mai mâni, totuși unde au fost românii, totuși unde sunt românii. Nu mai acuza străinii că taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, ardându-vă obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul. Nu mai acuza străinii că ne taie domnitorii, că intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, ardându-vă obrazul, totuși unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul.